se găsește un strașnic reporter cu ochi căutători de comori moldave, se trimite la pas pe cărări bătătorite doar de vântul celor patru anotimpuri, se obligă drumețul nostru de serviciu de a aduna povești cu pâine și sare, cu bordeie și atâtea obicei cu munți și văi nestăpânite pe care să le spună televizat sâmbăta pe la chimbie.